și modernizarea activității financiare bancare. Mă simt deosebit de onorat să avem alături de noi pe distinsul guvernator al Băncii Naționale a României, personalitate proeminentă a vieții economice și financiare bancare a României, și îmi place să o spun cu mândrie și în acest cadru, fiul al județului Vâlcea, domnul Mugur Isărescu. De asemenea, calitatea mea de gazdă îmi face o deosebită onoare și plăcere să aduc salutul vâlcenilor și să urăm bun venit distinșilor noștri oaspeți. Domnul Petru Rareș, președintele Institutului Bancar Român. Domnul Paulius Cuncinas, editor la Oxford Business Group. Domnul Eugen Rădurescu, director în Banca Națională a României. Domnul Ștefan Scoruș, consilier la Banca de Export-Import a României. Domnul Radu Furnică, președintele uneia dintre cele mai importante firme de recrutare de personal din România. Domnul Dan Iancu, reprezentant uneia dintre cele mai mari 4 firme cu acoperire mondială în domeniul consultanței și auditului financiar. Vâlcea este deosebit de onorată să găzduiască această conferință regională cu tematică financiar-bancară, mai ales în aceste zile, când sistemul bancar din Statele Unite ale Americii cunoaște un veritabil seism care, în mod firesc, ne îndeamnă să ne întrebăm când, cât și cum va afecta Europa și mai ales România. Vă spuneam mai înainte că județul Vâlcea a început să devină un fief bancar din ce în ce mai puternic. La ora actuală funcționează în județul nostru 19 bănci care dispun de 56 de unități, ceea ce exprimă atât nivelul actual al economiei județului, cât și perspectivele certe de dezvoltare ale vieții sale social-economice. Subliniez că perspectiva dezvoltării generale va cunoaște în viitorul apropiat mutații semnificative, numai dacă avem în vedere faptul că, la ora actuală, Consiliul Județean Vâlcea mizează pe proiecte de anvergură cu impact regional aflate în derulare sau